Și bine v-am găsit la Actual Regional, sunt Paul Olar. În fiecare an, pe 27 ianuarie, se marchează ziua de comemorare a victimelor Holocaustului. În urmă cu 8 decenii a început cel mai mare genocid pe care l-a văzut vreodată omenirea, iar 6 milioane de evrei au suferit cruzimea inumană declanșată de regimul nazist în cel de-al doilea război mondial. Data de 27 ianuarie este extrem de importantă, deoarece în urmă cu exact 76 de ani, armata sovietică a ajuns în lagărul de exterminare de la Auschwitz Birkenau și a eliberat pe cei care reușiseră să supraviețuiască crimelor naziste. Acesta va fi subiectul emisiunii noastre și vă propunem un dialog cu domnul Tibor Isabo Zoltan, director al Institutului pentru Studii de Holocaust și Genocid din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor! Vă rog să ne spuneți pentru început câteva cuvinte despre importanta însemnătate a zilei în care ne aflăm. Ziua a fost consfințită de către ONU ca și o zi de amintire a Holocaustului, de aducere aminte și de comemorare a victimelor, fiind chiar ziua în care, după cum bine ați spus, au fost eliberați deținuții din lagărul de la Auschwitz de către armata sovietică. Sigur că este un moment în fiecare an de aducere aminte și de semnul exclamării pentru generațiile mai tinere care au auzit mai puțin despre acest genocid și care, desigur, trebuie să ia aminte și să tragă învățăminte din ceea ce s-a întâmplat. Cum a fost marcată această zi? Mă gândesc în special în Polonia. În condițiile pandemiei, oamenii nu s-au putut aduna în același loc? Sigur, acesta este un an mai special datorită pandemiei și închiderii care vine cu această pandemie. Dar, desigur că s-au făcut foarte multe comemorări în spațiu virtual și fiecare organ media a încercat să aducă aminte despre și să vorbească despre importanța acestei zile, despre fenomenul Holocaustului, despre victime și despre și chiar despre cei care au salvat pe cei ajunși la necaz în vremurile respective. Cum este percepută această zi de către comunitatea evreiască? Sigur, există mai multe zile comemorative pe țări. De obicei, România are 9 octombrie, ziua comemorativă a Holocaustului din România. Ungaria are pe 16 aprilie ziua comemorativă. Alte state au în alte zile din calendar, dar 27 ianuarie este o zi în care toată lumea își aduce aminte și este oarecum o comemorare la nivel mondial. Au trecut 76 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau. Numărul supraviețuitorilor, al martorilor, din păcate, scade vertiginos. Care sunt metodele de a păstra memoria Holocaustului? Cred că memoria Holocaustului va fi oricum păstrată, pentru că Holocaustul, din două puncte de vedere, unul pentru că Holocaustul este poate cel mai documentat genocid pe care omenirea l-a cunoscut. Documentele sunt accesibile și pe zi ce trece se deschid noi și noi arhive. În urmă cu câțiva ani s-a deschis în sfârșit și Marea Arhivă de la Bader-Olsen din Germania, unde forțele militare aliate au adunat toate mărturiile documentare găsite în toate lagărele de exterminare și de muncă forțată de pe teritoriul Germaniei sau teritoriile ocupate de către Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Arhiva de la Bader-Olsen este încă neprelucrată de către cercetători. Abia acum începe prelucrarea ei, chiar în
aceste zile a apărut la editura Institutului Național pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din Cluj, volumul istoricului Attila Guido, intitulat 20.000 de nume. Este, conține o listă a supraviețuitorilor din Ardealul de Nord care după Holocaust s-au întors pe tărâmurile lor natale din lagărele de exterminare și de muncă forțată de pe teritoriul german. Sigur, ăștia au fost, să zicem, într-un fel, ca să folosesc terminologia unuia dintre supraviețuitori, ăștia au fost norocoșii care au supraviețuit. Sigur, victimele nu pot să vorbească, dar acești supraviețuitori pot vorbi sau au putut vorbi în deceniile care au trecut în numele lor. Desigur că numărul lor este, pe zi ce trece, tot mai scăzut. Trebuie să avem în vedere că cel mai tânăr care a putut rămâne în viață la Auschwitz-Birkenau avea 14-15 ani, deci adunați și dumneavoastră cu 76, 91-92 de ani trebuie să aibă astăzi cel mai tânăr supraviețuitor de atunci. Deci sigur că ceilalți erau, ar fi și mai în vârstă. Deci numărul lor, din păcate, scade pe zi ce trece și mărturia lor este foarte importantă. Avem arhive cu mărturiile lor și noi la institut avem peste 6.000 de mărturii video și audio cu diferiți supraviețuitori ai acestui genocid teribil. Și desigur că treaba este documentată. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez faptul că trebuie să vorbim sau se vorbește despre Holocaust în fiecare an, pentru că acesta este un genocid fără precedent în istoria omenirii până la ora actuală. În sensul că din alte genociduri s-a putut scăpa. Aici nu s-a putut scăpa pentru că acesta a fost determinat de către un regim politic specific, un regim politic care a adoptat legi în parlamentele naționale, legi care au fost transformate de către guvernele respective, țărilor respective în ordonanțe și dispoziții de aplicare a legii, care aceste legi spuneau că cine este evreu trebuie exclus din societate, trebuie să îi se ia tot avutul pe care îl are, trebuie marginalizat, apoi adunat, concentrat și deportat undeva și, bineînțeles, s-a subînțeles că și exterminat. Și nu s-a putut scăpa pentru că legea prevedea, legea spunea cine este evreul. Și atunci acesta este un regim politic care trebuie să îl studiem foarte atent, mai ales tinerele generații, ca să înțelegem prin ce metode politice și sociale a ajuns un astfel de regim politic la putere, care a făcut astfel de grozăvii și care totuși a supraviețuit destul de mult pentru ca să putem să evităm apariția pe viitor a unui astfel de regim politic, pentru că vedeți dumneavoastră și în jurul nostru, în statele din jurul nostru sau mai depărtate, există tot felul de autocrații care, desigur, doresc cu tot din adinsul să aibă puterea absolută și să decidă. Ieri au fost evrei, mâine vor fi alte grupuri. Nu știm cine va face parte, eu sau dumneavoastră, din grupul țintă al țapilor ispășitori ai viitorului. Deci este foarte important ca tinerii să înțeleagă că studierea Holocaustului și înțelegerea acestui fenomen de mult nu mai este o problemă care să îi privească doar pe evrei. Aceasta ne privește pe noi toți. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu permitem niciodată să mai apară astfel de regimuri politice sau sisteme politice ucigașe care să aibă la latitudinea să facă ce doresc cu anumite grupuri ale propriilor lor cetățeni. Să nu uităm că aceste țări au
au jefuit pe evrei, i-au concentrat, i-au adunat, i-au învagonat și i-au trimis în lagărele morții pe proprii lor cetățeni, predându-i unei puteri străine. Asta este împotriva oricărui și a bunului simț, dar oricărei legislații naționale sau internaționale. Așa ceva nu se poate permite. Și din păcate, în timpul pandemiei, constatăm un fel de reviriment al antisemitismului. A fost o perioadă și este o perioadă extrem de tulbure pentru societate. Ce forme a luat acest antisemitism din punctul dumneavoastră de vedere? Am văzut ce probleme au fost, de exemplu, în vara anului trecut în Statele Unite. Sigur, nu numai în Statele Unite. Antisemitismul are foarte multe forme și nu este nici pe departe dispărut din spectrul societăților de astăzi. Antisemitismul se împletește astăzi cu antisionismul, cu anti-izraelismul, cu fel de idei care de fapt vizează același lucru, diminuarea consecințelor Holocaustului, negarea genocidului și sigur că creșterea concentrarea urii din nou asupra acestui popor care a suferit oricum destul de mult în cursul istoriei și mai ales în timpul Holocaustului. Acest lucru este total de neînțeles astăzi când, după cum spuneam, Holocaustul este extrem de un genocid extrem de documentat pe care îi cunoaștem fiecare amănunt. Deci eu cred că cel care astăzi neagă Holocaustul sau neagă crimele pe care le-au săvârșit aceste regimuri fasciste și naziste în timpul celui de-al doilea război mondial sau are atitudine antisemite, astea pot să provină doar din necunoaștere. Și necunoașterea asta, desigur că are elemente proprii la fiecare om. Ori dorește omul să cunoască adevărul și să studieze fenomenul sau nu dorește să-l studieze și acceptă clișee și stereotipuri gata preparate. Cum credeți că sunt percepuți evreii de către români în prezent? Sigur, percepția s-a schimbat mult în România pentru că în România au existat înainte de Holocaust peste 800.000 de evrei și astăzi, sau mă rog, la ultimul recensământ din 2011 mai erau 3.300. Deci problema, cum să spun, problema evreiască, în ghilimele, din România a fost rezolvată. Nu mai avem evrei, din păcate, și mai avem numai cimitirele lor, de care nici de acestea nu prea avem grijă, și sinagogile lor frumoase și alte edificii pe care ni le-au lăsat în nouă moștenire. Ar trebui să, sigur, să avem grijă de ele. Nu cred că este o noutate când spun că de fapt, Polonia a apărut acest fenomen pentru prima dată la începutul anilor 90, antisemitismul fără evrei. Deci există antisemitism chiar și în țările în care nu mai trăiesc evrei. În Polonia nu mai sunt comunități evreiești. Polonia a pierdut cei mai mulți evrei în timpul Holocaustului, în jur de 3 milioane de suflete. La ei nu mai există evrei, dar antisemitism există. Asta este o ciudățenie, faptul că nici măcar nu mai există grupul pe care unii l-au considerat un grup țintă care trebuie exterminat și totuși există aceste sentimente. Sigur, xenofobia, rasismul, antisemitismul sunt surori, deci nu putem să spunem că astea au dispărut din lume, nici antisemitismul nu a dispărut. Trebuie să educăm foarte mult tinerele generații ca să înțeleagă că nu există, nici chiar la Nürnberg, la procesul naziștilor, nu s-au dat sentințe pe vini
sau pe crime colective. Nu există popoare bune și popoare rele sau popoare care sunt constituite numai din oameni cum se cade și popoare care sunt constituite din criminali și din lichele. Există doar indivizi care sunt decenți sau indecenți sau cum să spun, care sunt criminali. Dar popoare nu pot fi învinovățite. Deci trebuie să avem foarte mare grijă cum formulăm anumite perspective istorice ca lumea să înțeleagă foarte clar despre ce este vorba. Care sunt lipsurile actuale din educația tinerilor din România în ceea ce privește istoria Holocaustului și cum credeți că se pot remedia? S-au făcut pași importanți și în România, în special după adoptarea raportului Comisiei Wiesel în anul 2004 și publicarea acestuia în 2005. Practic, astăzi în România nu cred că mai există forță politică, cum să spun eu, recentă, care să nu accepte raportul Comisiei Wiesel. Și în acest raport se prevedea o serie de puncte, cam ce ar trebui să facă România, printre altele ridicarea unui monument al Holocaustului în București, care s-a făcut, de asemenea construirea și stabilirea unui muzeu sau înființarea unui muzeu al culturii evreiești din România, care să vorbească și despre fenomenul Holocaustului, care este în curs de realizare, și de asemenea educarea în spațiul românesc despre Holocaust. Acum sigur că s-au elaborat mai multe manuale pentru liceu. În clase mai mici decât liceul este foarte greu, nu poți să vorbești copiilor, poți să vorbești, dar cu mare, mare atenție, pentru că nu este ușor să vorbești unor copii sub 14 ani despre crime în masă și despre toate ororile care s-au petrecut în timpul Holocaustului, dar sunt lucruri pe care și ei le pot înțelege sau și chiar un copil sau un tânăr adolescent le poate înțelege. De exemplu, nu de mult a fost făcut un film despre un supraviețuitor clujan și am văzut pe cei mai tineri telespectatori și spectatori care urmăreau filmul și la care le-au rămas în minte sau cel mai puternic s-a impregnat faptul că bicicletele au fost confiscate. Adică supraviețuitorul spunea că el a strâns bani vară de vară, a muncit ca să-și cumpere o bicicletă și că i-a fost confiscată. Asta au înțeles și copiii. Adică sigur, într-un anumit fel trebuie discutat cu copiii, în alt fel cu adolescenții și, mă rog, liceenii și în alt fel în universități. Noi avem introdus din anul 2014 la Cluj, la Babeș-Bolyai, avem acest institut pentru studii de Holocaust și genocid. Este primul institut din Europa Centrală și de Est care funcționează într-o universitate și își propune exact introducerea de cursuri. Mă sigur, nu dorim să facem experți în acest fenomen pe studenții noștri, dar și cursul se intitulează ca atare Introducere în studii de Holocaust și genocid. Deci nu numai despre Holocaust vorbim, ci și despre genocidul împotriva armenilor sau cel din Ruanda sau Darfurul sau indienii americani sau, mă rog, alte genociduri pe care omenirea le-a cunoscut și a căror memorie se păstrează până astăzi. Ați vorbit despre institutul pe care îl conduceți. Care sunt obiectivele acestui institut și proiectele în care vă implicați? Deci noi am pomenit despre proiectul educațional, introducerea de cursuri. Avem mai multe cursuri. Avem acest curs, îl avem la nivel de licență, dar avem programe, în programe master, avem cursuri de studierea Holocaustului, respectiv de studiere. Avem un curs în limba engleză pentru masteranzi
deschis tuturor specializărilor, drept internațional și genocid, pentru că este și o problemă de drept internațional și de drepturi ale omului, de care uităm chiar în aceste zile când România încearcă din nou să își prelungească membership-ul în conducerea Organizației Mondiale a Drepturilor Omului. Deci e foarte important să vorbim despre drepturile omului, despre drept internațional și genocid în special. Și deci asta este latura educativă. Sigur, avem și o latură de cercetare. Lucrăm cu mulți doctoranți care au teme de cercetare conexe cu acest domeniu de holocaust și genocid și care aprofundează pe baza documentelor pe care le avem la institut. Avem peste 20 de milioane de pagini de documente legate de holocaust pe suport digital sau de microfilm sau chiar manuscrise care sunt în posesia noastră și care pot fi studiate, și o bibliotecă de vreo 1500 de volume despre holocaust și alte genociduri. Deci există anumite programe de cercetare axate în special. Sigur, noi aici în Ardealul de Nord dorim odată să măturăm în fața propriei noastre case, cum s-ar spune. Deci noi, în primul rând, dorim să clarificăm anumite aspecte ale holocaustului din Ardealul de Nord, care a căzut în responsabilitatea Ungariei, pentru că Ardealul de Nord în perioada respectivă aparține Ungariei. Sunt anumite teritorii care nu sunt încă cunoscute, nu avem încă o listă nominală a victimelor, deci habar nu avem că din cele 130-135 de mii de victime care nu s-au mai întors și care nu au supraviețuit lagărelor, cine anume este cel care a decedat, ca măcar numele lui să-l pomenim și să-l cunoaștem din, mă rog, să știm exact cine sunt, deci nici care nu avem, și avem foarte multe lipsuri, pentru că evenimentul sau, mă rog, acest genocid pe care îl numim Holocaust sau Shoah a provocat și foarte multă suferință și nu cunoaștem încă în profunzime toate urmările în detalii. Anul trecut, în luna ianuarie, a apărut versiunea în limba română a Enciclopediei Geografice a Holocaustului în Transilvania de Nord, al cărei coautor sunteți. Pandemia a împiedicat, din păcate, o lansare adecvată a volumului. Spuneți-ne câteva cuvinte despre importanța lui și cui se adresează. Am văzut că l-aveți și la îndemână, vă rog să-l arătați la cameră. Vă rog, încă o dată, nu v-am auzit. Zic că îl am la îndemână, ca să ați avut de dreptate, a apărut în trecut, dar să-l lansăm acum. Așa arată. Da, această enciclopedie este rodul muncii a 8 cercetători din România, Ungaria, Israel și Statele Unite ale Americii. A fost editată de profesorul Randall Fairbrahm împreună cu mine și a apărut prima dată în limba maghiară în 2008, după aceea în 2013 în engleză și în 2019, în 2020 ianuarie a apărut și în limba română. Sigur că ediția română este puțin diferită față de celelalte, pentru că celelalte au folosit nomenclatura localităților după nomenclatura maghiară respectivă a vremii, care era denumirea oficială atunci a localităților. Dar pentru publicul românesc asta nu ar fi spus nimic, așa că am modificat întreaga enciclopedie, din păcate singur, pentru că colegul meu, profesorul Brahm de la Universitatea de New York, s-a stins din viață în 2018 noiembrie și noi am lucrat cam 30 de ani împreună și a fost și pentru mine o pierdere grea și cercetarea Holocaustului a suferit din cauza asta. Profesorul a fost aici la Cluj, a ținut prelegeri publice la noi la Facultatea de Științe Politice și este cunoscut. El e originar din Ardeal, deci s-a născut la București, pentru că atunci acolo lucra
lucrau părinții lui, dar la un an de zile au revenit la Dej, că ei erau din Dej și dânsul vorbea și română și maghiară și iidiș și germană și franceză și engleză, deci era un om erudit și cu multă iubire și dragoste de oameni. Care este situația comunităților evreiești din Transilvania? Câți supraviețuitori ai Holocaustului mai trăiesc în regiunea noastră? Probabil sub 200. Țineți legătura cu ei prin institut? Care este situația? Da, sigur, vin la programele noastre când acum nu am avut în timpul pandemiei astfel de programe ca să îi putem invita. Eu și chiar personal îi vizitez pe cei puțini care mai sunt în Cluj, pentru că și ei sunt foarte în vârstă și au nevoile lor și, mă rog, vârsta își spune cuvântul și sunt slăbiți și știți cum este, după 90 de ani este mai greu. Dar nu cred că dânsii, în afară de faptul că ar putea să depună o mărturie încă o dată și încă o dată și încă o dată, ar putea să mai aibă energia să mai facă ceva pentru acest scop. Dânsii cred că și-au făcut datoria. Sigur, există o dezbatere în lume. În 2018 am participat la o conferință în Statele Unite care a avut ca temă exact acest lucru. Cum se va modela educarea în domeniul Holocaustului în lipsa supraviețuitorilor? Pentru că un profesor de istorie sau de științe politice poate să vorbească 2 ore și să nu-l creadă nimeni. Dar atunci când vine un supraviețuitor și îți arată pe pielea lui numărul tatuat la Auschwitz și îți spune cu vorbele lui câteodată simple și nefilozofice cum a fost treaba acolo, asta este un sentiment aparte și o experiență cu totul deosebită și de neuitat pentru audiența, membrii audienței cărora le vorbește. Sigur că va trebui să găsim alte soluții în lipsa lor, pentru că ei se împuținează pe zi ce trece și, din păcate, vom rămâne în scurt timp fără dânsii. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc că ați fost alături de noi să marcăm această zi importantă. Doamnelor și domnilor, ediția noastră a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Cluj. La revedere!